domnule deputat Radu Vincențiu Grădinaru. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte de ședințe. Interpelarea către domnul Alexandru Rafila, ministru al Sănătății. Obiectul interpelării, contextul desfășurării examenului de rezidențiat. Stimate domnule ministru, de ani de zile subiectul lipsei acute a medicilor tineri din sistemul românesc de sănătate este dezbătut în spațiu public. Cel puțin o dată la două săptămâni apare o știre îngrijorătoare cu titluri precum exodul medicilor din România sau lipsa de medici din sistem. Conform raportului colegilor medicilor din România, are peste 55.000 de medici formați, însă peste 50% din spitalele țării duc lipsă de medici. În sensul celor de mai sus, menționez că nu pot trece cu vederea faptul că examenul de rezidențiat din România este foarte dificil, iar asta în ciuda faptului că există țări europene cu sisteme medicale mult mai avansate, care recrutează rezidenți doar în bază de interviu, Germania, Austria, Elveția, Belgia. Cu toate acestea, Ministerul Sănătății continuă să crească dificultatea acestui examen. Mai grav este însă că, de la an la an, Ministerul Sănătății scade numărul locurilor la rezidențiat. În acest sens, menționez că anul trecut au fost scoase la concurs 4.505 locuri la specializarea medicină, iar anul acesta doar 3.965 de locuri. În concluzie, au dispărut un număr de 540 de locuri. Mai mult de atât, pragul de absolvire al examenului a fost crescut de la 60 la 65% din nota maximă. Toate aceste măsuri au ca efect descurajarea tinerilor care vor să urmeze o carieră medicală și îngrădirea accesului acestora la locuri de rezidență. Consider că impresia creată este că Ministerul Sănătății încurajează tinerii să ia calea străinătății. În baza acestor afirmații, vă rog să-mi comunicați următoarele. De ce temei a fost crescut pragul de admitere al examenului de rezidență la 65% de nota maximă? De ce a fost căzut numărul de locuri pentru medici rezidenți cu 12% față de anul trecut, în ciuda lipsei acute de medici? Având în vedere că anual participă aproximativ 5.000-6.000 de licențiați în medicină generală la concursul de rezidențiat, ce le recomandați celor 1.000-1.500 de absolvenți cărora nu le oferiți locuri nici măcar în specialitățile care duc lipsă cea mai mare de personal, medicină de familie, ATI, medicină de urgență? Cum justificați suma de 5 milioane de lei, aproximativ 1 milion de euro, pe care o încasează Ministerul Sănătății din taxa de examen de 500 de lei colectată de la cei aproximativ 10.000 de candidați? Vă rog respectuos să prezentați public o defalcare a cheltuielilor de la nivel național a acestui concurs. Solicit răspuns scris și oral. Radu Vincențiu Grădinaru, deputat AUR de Botoșani. Vă mulțumesc!